Bine ați revenit, oameni buni, la un nou episod de Ratopia. Suntem în baza mafiei pentru că m-a chemat Luca, sunt la mine în cameră, gen, pentru că acum aștept să vină toți băieții și sunt aici, m-a chemat, mi-a zis că avem o treabă toți. Nu știu exact despre ce este vorba, dar cred că o să aflăm, gen. Ok, prieteni, deci probabil vă întrebați de ce ne aflăm deja aici. Adică abia v-am băgat de câteva zile în mafie, dar totuși avem o întâlnire foarte, foarte importantă. Aveți idee ce o să facem astăzi? Da, mergem la fetițe. Nu mergem la fetițe? Bă, nu. Suntem o mafie serioasă, Dani, te rog frumos. Nu, acum, fără niciun mișto. Astăzi chiar o să facem prima chestie importantă. Asta este prima ședință oficială a mafiei. Fiți atenți că am venit și cu un nume, nu sunteți pregătiți pentru asta. A mafiei cartofilor. Noi suntem mafia cartofilor, wow, începând de astăzi, da? Cartof, nu puneți pai, întrebări. Cartofi ierți, cartof de... Ai zis fără întrebări, ok, da, iartă. Cartofi, ok? Deci fii atent. Bun, da, deci okay. De acum încolo, de fiecare dată când o să acționăm, fiți atenți aici că am pregătit tot planul. O să luăm aici frumos un item frame. Venim aici frumos la fermă, luăm cartof frumos și lăsăm cartof la locul unde am făcut chestia, înțelegeți? Ca lumea să înceapă să ne recunoască, dar fără să știe că suntem noi mafie și chestii. Deci de acum încolo, oficial ne numim mafia cartofilor. Nu v-am întrebat și pe voi, dar nu avem un nume mai bun, așa că da, trebuie okay. Să ne obișnuim cu mafia cartofilor, ok? Bun, asta în primul și primul rând. În al doilea rând, astăzi eu o să vreau să vorbim despre primul nostru atac oficial la adresa regelui, pentru că știm cu toții că scopul nostru este să detronăm regele până la urmă. Bro, și trebuie să ne punem să... Ia zic. Au trecut 48 de ore de când s-a înființat mafia asta, direct îi dăm, aruncăm satul în aer. Dani, nu place, este timp de dormit, ok? Da, trebuie corect, să atacăm la rege, ți-am spus, noi nu suntem lași cum e Nocivanu sau mai știu eu cine care nu știe ce să facă, bă, să fiu împotriva regelui, să mă aliez cu el, să nu știu ce. Noi nu ne aliem cu el, noi suntem full împotriva lui, iar astăzi, prieteni, vreau să vă prezint operațiunea vandalizarea full a casei regelui. Asta vom face astăzi, vreau să vandalizăm în ultimul hal casa regelui. O să așteptăm să vină noaptea, să așteptăm să nu fie nimeni. O să ne folosim de artefactele luzerii, foarte, foarte important, unde, uite fix aici. Deci, Dani, avem aici la liber tot ce poți imagina de la zerii și poți să iei eșarfa de invizibilitate de acolo, din mijloc, aia albastră. Și, practic, dacă o pui pe tine, ești efectiv invizibil. Uite-te și tu, acum nu ne mai vedem. Nu ne mai vedem niciunul, nu mai e nimeni aici, înțelegeți? O să folosim aceste eșarfe care sunt foarte, foarte puternice ca să ne apropiem de casa regelui și când o să fie în mijlocul nopții și toată lumea o să doarmă, vom ataca, prieteni. Dar eu nu mă joc, ok? Știu că a mai fost vandalizată parcă casa lui mai demult de Nocivanu, corect? Zic bine din ce mi-am aminte? Da. Ok, dar eu nu mă joc, prieteni. Dacă veniți aici la chestul ăsta care n-are item frame și intrați în el, puteți observa că m-am cam ocupat, să zic așa. Bine. Așa că puteți să luați toate chestiile de le-am pus acolo pe un rând, adică am pregătit pentru fiecare. Și practic cu aceste chestii nu cred că o să mai rămână mare chestie din casa împăratului. Vreau să o atacăm ca lumea rău de tot, să lăsăm și niște semne după aceea, ca să se înțeleagă că, bă, facem toate chestiile astea pentru că nu ne place deloc împăratul și trebuie să fim foarte subtili, nu trebuie să se prindă nimeni vreodată că noi am fost, trebuie să ne gândim la un alibi pentru când o să întrebe lumea, bă, stai așa, unde au fost ăștia, trebuie să ne gândim, ok, trebuie să ne gândim cumva ca să nu părem dubioși și toate chestiile, dar cam asta am pregătit eu pentru această infracțiune. Ce părere aveți? Vreau să vă aud. Uiți, esențialul, îi punem semne. Dar unde ai pus cartoful cu item? Că trebuie să-i lăsăm unde ăla. Păi, am aici cartoful cu item. Perfect. La mine. Atât, în rest, planul e genial. Vreau să mă acomodi și nu glumeam, aștept să vină noaptea. Stai, trebuie să așteptăm noaptea, dar din primul și primul rând, deci trebuie să fim foarte subtili. Mamă, ce-mi place. Gata. Deci să înțeleg că toată lumea e de acord cu planul ăsta, deci super bine. V-am spus foarte important. Asta să-i dau în casă? Bă, da, poți să iei bombe, de ce nu? Avem un chest de bombe, poți să iei aici. Habar n-am ce fac cu ele, n-am folosit niciodată, am luat și eu niște bombe. Ok, deci acum, fraților, o să așteptăm venirea serii și după aceea o să mergem așa... Bă, stai că mi-ai trăgut ceva în gât. Așa. Stai că te ajut. Așa, gata. Ok, așteptăm venirea serii și după aceea vom ataca, ok? Până atunci, nu știu, hai să faci și noi. Mă duc să dorm, lasu.
Păi ce faci, mă? Bă, Dani, trezește-te că trebuie... Ce... Bă, ce faci, mă? Mă, ce ia faci, uite-l pe ăsta. Mă, tu dormeai, trebuie să plecăm acum, Dani, treci încoace, nu mai avem timp de stat. Hai că a venit seara. Hai, treci încoace, vină cu sus. Ok, deci acum, cred că este fix când se face seara, stai așa. Cred că este perfect, stai așa, nu știu cât a dormit. E perfect, e perfect. Ok, vină încoace, ieși afară. Ok, stai așa, punem așa. Ok, acum, fiți atenți, toată lumea, puneți-vă ăsta de invizibilitate pe voi. Ok. Nu țineți nimic în mână. Ne vedem în fața casei împăratului și aveți mare, mare grijă cu mersul, că imediat își dă seama lumea de oameni invizibili. Adică aveți grijă cum mergeți prin oraș pe lângă alți oameni, da. Okay. Haide, deci ne vedem acolo, la casa împăratului. Cine e ultimul, nu e șmecher, pa! Hai! Ia vedeți, bă, că s-a dat drumul start, alergare, maraton direct. Bun, mie, cred că o să-mi iasă particule, cam ăsta de speed, am bătut și ăștia cu speed pe mine. Dar n-are nimica. Mergem spre Sătuc, vandalizăm casa lui Sinner. Deci asta voia să vorbească cu mine domnul Lucian Luc. Da, mă, da, îmi place, mi-e gusta. Mi-e gusta asta, mi-e gusta treaba asta. Nu știu care e pe lângă mine aici. Dar în fine, nici mai contează. Sper să nu fiu ultimul. Dar eu n-am artefact de ăsta de sare, mă, chat. Eu am numai de-astea de merg așa, gen. Dar n-are nimic, hai că e ok. Descurcăm și cu astea. Ce să facem? E bine că pot să mă mișc repede cu botoșii ăștia. Am speed pe ei și mă mișc foarte, foarte repede. Ok, o să fie dubios pentru că nu o să ne vedem, gen, noi între noi. Adică, mă rog, o să avem item în mână și chestii și atunci cred că o să ne vedem, dar până acolo nu prea o să ne vedem, deci sper să nu fiu ultimul. Cum ar fi să fiu ultimul? Am zis că cine ultim e cel mai fraier și gen să fiu ultim acum. Oh my god. Ai ok că nu-i nimeni pe stradă, că doarme lumea. Ok. 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 Mai e cineva? Ps. Da. Colegul, ești aici? Bravo. Unde e bă ăsta alalt? Nu știu unde e. Băi... Vorbește încet, să nu ne audă nimeni. Dar hai, vină încoa, hai să intrăm, da. Aici, încet. Aici, în casă, eu nu știe nimeni. Mă, să închizi ușa, stai că închid eu, gata. Gata. Bă, voi ați ajuns deja? A, nu viața mea, unde ești? Bă, stai că vin și eu acum. Hai, intră, repede. Gata. Hai că vin. Nu e acasă? Ați verificat voi deja? Da, am verificat. Nu e nimeni. Doamne, ce noroc avem. Am și uitat să vă zic că eu n-am verificat gen dacă e acasă sau nu. Da, am uitat. Okay. Mamă, noi deja am venit aici. Bă, vreau să vă spun că chiar dacă e seară, vedeți că sunt foarte mulți oameni prin oraș, efectiv. Deci chiar sunt oameni prin oraș, așa că aveți grijă cum sunteți văzuți. Eu zic să... De fapt, mamă, nu știu mie. Ok, o să dau jos chestia asta momentan. Ok, da, vreau și eu să ne vedem totuși între noi și așa. Dar aveți grijă când suntem afară. Trebuie să le punem neapărat repede, înapoi. Să o țineți acolo. Deci, fiți atenți, care este planul? Distrugem tot, cam ăsta este atent. Planul. Ah, bun. Ma! Hai că... ok, dar deci nu bombele face astea... nimic asta, nu bă. Fac nimic bombele astea. Mă, ia uite ea. Opa! Opa. Stai așa, poate mutăm bă, și noi. Au! Ok, noi suntem cea mai începătoare mafie, nu facem nimic. Cea mai bombele... friendly, dude. Deci bombele astea nu fac absolut nimic, prieteni, nu e nicio problemă. Da. Stați așa că ne-am luat țeapă. Ok, fiți atenți. O să facem altă chestie. Hai să o facem să pare cât mai vandalizată posibilă. Știu, o să facem asta. Dani, uite, scoatem pichexul și facem așa câte o chestie din asta. Uite așa. Spargeți așa la întâmplare, nu vă gândiți prea mult. Spargeți pe aici. Să se vadă. Mai spargem geamul. Da, nu. Da, geamuri la greu. Spargeți geamul ca să se vadă. Și fiți atenți. Știi ce o să fac eu? Mamă, nu, fiți atenți, mai bine. Hai să punem lava la final de tot. Lava la final. Acum momentan doar spargem aici random. Uitați-vă și voi cum arată. Mai puneți cobweb din ăsta așa, ca să fie și enervant când o să trebuiască cine să lăsă să o repare sau ce o să facă cu ea. Oricum o să fie foarte, foarte enervant. Uite, mai pun aici. Da, aici sus cred că e de ajuns. No, nu e de ajuns așa cum mai sparg eu. Hai că e perfect, prieten. Okay. Auzi, Luca, știi ce vreau să fac? Da. Ia, uite-te la mine. Ia.
Eu te-l ce-a pus aia și a zis, bă, ai dă capul meu, bă, asta trebuie să faci la final, gen, scuze, dar... Ok, bine, știi ceva? Dacă am început să dăm foc, hai că dau și eu foc pe aici. Hai, dă-i foc acum, dacă ok, ok. Bun, bun, bun. Cred că am pus destule pe aici. Bă, dar o să atragem atenția, frate, că se vede focul și o să se răspundească imediat. Ai de capul meu. Ok, stai așa. N-ai uite treabă, așa. Mai sparg aici. Bă, hai să mergem și mai jos acum, ca sparg destule aici și o să înceapă lumea să ne vadă. Ok, dar să ne mișcăm repede, bro. Foarte repede, că... Da, știu, da, știu, da, știu, da, că da. O să vină și ziua. Ok, uite, punem astea așa. Ok. Da, așa, da. Bă, vezi că ne mișcăm destul de bine, pot spune. Te mai punem aici. Dăm foc și la scaunul ăsta urât, m-am pus pe el. Hai, că am pus. Bun, ăsta m-a luat în brațe, mă iubește. Hai, hai să-i mutăm chesturile, hai să-i mutăm chesturile. Mamă, dar chiar că și itemele și toate chestiile astea, stai așa, stai așa. Hai să le ținem în mână. Ok, ok, am luat backpack-ul, gen, unde să punem? Unde le ducem? Ok, stai așa, sus? Bă, nu, stai așa, stai așa. Să ducem la etaj, de tot. La etaj, bine, stai așa, hai, hai cu micule, acolo unde am făcut prăpăd, la, mamă, stai așa. Mamă, uite aici, uite, îi las itemele random pe aici să se piardă în foc. Hai că perfect, uite și chestul ăsta. Mamă, dădeți-vă așa. Uite, fix aici grele, lângă foc astea. Aia zic. Uite, pune mai mult foc, doar așa, în caz că nu e. Mamă, cum arată. Uitați-vă și voi cum arată ăsta. Deci zici că e, mamă, dintr-un film horror. Uitați-vă cum arată aici. Ok, perfect, perfect. Și stai că n-am pus lava, Luca, gen. Da. Ăsta e un chest cu chestii prețioase, Dani, nu știu ce să zic. Îl tragem pe dreapta. Am putea să-l păstrăm așa, dacă mă întreb pe mine. Adică dacă tot am venit aici, mă, ce? Nu era ăsta, mă, sunt nebun? Stai așa, era un chest cu chestii prețioase, dar nu știu pe unde l-am pus. E că ăsta l-am. A, uite, mă, ăsta e, da. Hai că se trag așa dreapta, okay, că n-are nevoie aici, de ele. Nu e nicio problemă, aici, ok, niște blocuri, nimic interesant, nu, de care să avem nevoie. Da, okay. nu contează, stai că mai dau. Să-i mai spargem podeaua asta un pic. Ok, trebuie să ne mișcăm destul de repede, că după o să vină și dimineața. Okay, mai spargeți un pic podeaua asta, așa. Ai de capul meu. Ok, fiți atenți, eu zic așa, hai să ne punem alea de vizibilitate, că deja okay, e cam expusă treaba. Pune-le. Deja e cam expusă treaba. Ok, și dau foc peste tot și pe aici. Mamă, cum arată! Rip casa regelui, bă, cât de bine arată! Hai, mă, că bine, mă, Luca. Ok, e perfect, e genial. Ok. Puneți blocuri peste tot, blocuri din astea să fie ne... bă, și TNT-urile, dar alea la final, la... Au, la final. Ok, puneți și pe aici, pe la plot. Afară, hai de capul. Mamă, vedeți că vine ziua. Stai așa să ne mai uităm stânga-dreapta, să nu vorbim foarte tare. Mamă, ce-am făcut aici, e nebun? Mai de capul meu, nu mai are nicio șansă. Stai că mă urc aici sus. Uite și calul, mamă, furați să-i fură unul calul. Ok, stai așa că mă ocup eu de acoperiș. Stai așa că n-am fost aici. Îmi zici când pot să pun lava, Luca. Da, stai așa că punem la final. Că eu pun aici. Au, dar oricum deja am dat foc, ce mai contează ea. Fii atent, eu o să pun lava de aici de sus să plece. Ai de capul meu să gândesc. Fii atent. Zi. Pune-o tu pe casa acolo și eu pun de pe turnul ăsta, men, de sus, din vârf. Ok, mamă, ok, dar... eu sunt aici sus de tot. A, păi stai, tu faci... Păi stai și eu sunt aici. A, păi și pune, hai că mă duc eu atunci jos, stai. Stai tu aici, pune-o tu aici și o pun eu aici, gen. Da, eu mă dusesem în cel mai înalt. Lângă conul ăsta, știi? Au, ok. Ok, bun. O să fac ceva de... Mai, de capul meu, aveți grijă. Bă, deci e mijlocul zilei și pot să văd tot orașul. Ok, trebuie să ne grăbim repede, rău de tot. Ok, am pus lavă, gata. Fugi, am pus-o, gata, pa. Am pus lavă. Gata. Mamă, gata, rip, ești nebun. Ce ai, mă, uite și tu ce e aici. Gata cu regele și cu casa lui. Mamă, leu, cum arată. Mamă, cum a rămas ăsta de dert aici, Luca. Bro, lasă așa. Lasă așa dreptul, că se vede mișto. Ok. Mamă, bă, dar arată prea mișto. Da, bă, chiar arată cea mai bună vandalizare, ești nebun e asta. Bă, bune, gen. Și-a mai spart pe aici mai multe blocuri. Oh my god, uitați-vă cum arată totul aici. Auzi, Luca. Ok, gata. Și pentru aia, mamă, Dani, dar cred că face prea multă gălăgie cu ăla. Cred că o să face prea multă gălăgie totuși cu ăla. I-am dat și am fugit, zici? I-am dat și am fugit.
Ok, să. I-am dat și am fugit. Gata? Am înțeles, am înțeles. Gata, bun, go. Fii atent, stai așa că trebuie stai, trebuie să lăsăm cartoful repede. Să lăsăm repede. Uite cartoful. Scrie ceva, amenință-l. Uite niște bănuți, i-am furat și pe ăștia. Gata. Bun. Hai, scrie. Ok, fii atent, scrie că pentru cel mai bun rege și pune inimioare ca să înțeleagă că îl urâm efectiv. Pune așa pentru cel mai bun rege. Așa, perfect. Mamă, cum arată! Aoleu, e genial. Și a fugit și calul. Fii atent că îi fac și calul să fugă. Fii atent. I-am luat calul. Ia, stai așa să vedem. Să-l punem undeva. Mamă, știu. Ia stai că mă duc pe casă repede. Ok, vezi să nu-l omori. Stați așa un pic. Da, stai așa că încerc să nu-l omor totuși. Stai așa. Mamă, o să fie puțin complicat. Hai, gata. M-auziți? Mai sunteți cu mine? Da. Uite și calul acolo. Cred că calul ăla nu știu cât o să reziste. Ok. Hai la bază. Mamă, chat, ce s-a întâmplat? Băi, cea mai bună vandalizare ever posibilă. Deci mai bine de atât nici măcar nu se putea. Genial, absolut genial. Bun, haide înapoi la bază să vedem, să discutăm. Să vedem cum e treaba, gen. Oh my god. Bă, tare rău de tort. Pă bune, gen. Pă bune, tare rău de tort. Împotriva împăratului Zimmer. Chemi Piaci. Făceam asta singur, dacă glumez. Nu, logic că nu mă băgam singur, da? Așa, măcar nu sunt singur și e bine că i-am vandalizat casa. Ca să se învețe minte cel mai bun împărat. Hai de capul meu, bă, cât de bine a ieșit, deci nu așteptam să iasă atât de bine. Zii bă, bune, chiar a fost forță rău de tot. Prima noastră vandalizare, primul nostru plan măreț, prima misiune, mega succes dacă mă întrebați pe mine, mega succes, mai puțin bombele astea de la zeri. Bă, aici de ce merg, frate, de bombele? Ce dai, na? Bă, hai de mai capul meu, faci mișto, nu mai da, mă, pe aici, ma. Bă, mi-ai luat top team. Am înțeles și cu bombele astea. Deci bombele astea sunt bune doar pe baza noastră, aparent. Dacă le folosim în altă parte, nu mai merg. Bă, dacă vreți, am luat și niște chestii de la împărat, așa că le pun aici în chestul ăsta. Facem aici ce chestii de valoare, nu știu, chestii de astea ce avea bro, acolo. Își bate joc. Lasă-mă că nu am furat niște galbeni practic. Da. Las că am tras și eu pe dreapta. Ce părere ați avut de chestia asta, ia ziceți. Bă, Luca, mai tare vandaliz. Mi s-a părut genial, dar acum urmează întrebarea întrebătoare de 1.000.000 de puncte. Ia zi. Poți să mă duc înapoi să mă culc? Nu, stai, trebuie să vorbim cu câteva chestii foarte, foarte importante. După aia poți să duci. Ok, fii atent. Okay, deci, da. În primul și primul rând, eu zic să, de fapt, Zeri, tu cam ești fugar, dar cel puțin eu cu Dani, hai să fim prin oraș pe acolo ca să nu părem dubioși că ne-am ascuns imediat ce s-a întâmplat, știi? Adică exact. Noi acum, după ce plecăm după ce terminăm de vorbit, să plecăm și noi spre oraș și când observă lumea, nici să nu observăm noi primii, dar să fim pe acolo, știi? Când observă cineva, să fim și noi, să zicem, bă, ce s-a întâmplat, nu știu ce chestii de astea, știi? Exact. Unul la mână. După aceea, pe lângă că nu trebuie să fim dubioși și trebuie să vadă lumea că suntem pe acolo și că nu suntem fugari sau chestii de genul, trebuie să avem un alibi. Adică să avem un motiv ce făceam noi ieri seară, zi Dani. Care e alibiu? Pe Zeri nu putem să-l băgăm că el e căutat de poliție. Păi, dar ce scuză să avem că făceam noi aseară și nu vandalizam casa regelui? Pentru că asta o să întrebe poliția, primul și primul lucru. Ce făceam noi aseară? Cea mai bună idee? Dormeam. Dormeam? Păi noapte, logic. Bă, da. Orice ai zice altceva o să par suspect, gen. Că dacă ești într-un loc par suspect, o să investigheze unde ai fost, dacă ai fost acolo, nu știu ce. Păi da, și dacă au văzut că casele noastre erau goale aseară, dacă păi a fost cineva la mine sau la tine. Păi nu știu, dacă a fost la tine sau la mine. Câte șanse există să se fi întâmplat asta? Bă, nu știu, habar n-am, sau să zicem că